Stimați colegi, bună seara, bine ați venit. Începe briefingul susținut de excelența sa Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, excelența sa Josep Borrell, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședinte al Comisiei Europene, și excelența sa Oliver Vahely, comisarul european pentru vecinătate și extindere. Doamna președinte, aveți cuvântul. Stimate domnule Borrell, stimate domnule Vahely, bine ați venit la Chișinău. Vizita dumneavoastră vine într-un moment foarte complicat pentru țara noastră și unul extrem de dificil pentru regiune. Apreciez acest semn de solidaritate cu cetățenii Republicii Moldova. Războiul declanșat în Ucraina a afectat viața a zeci de milioane de oameni, securitatea și pacea în regiune. Peste un milion de locuitori ai Ucrainei și-au părăsit casele, școlile, locurile de muncă și caută refugiu în alte țări. Mulți dintre acești oameni au ajuns în Republica Moldova. Țara noastră condamnă cu fermitate agresiunea militară a Federației Ruse împotriva țării vecine și prietene Ucraina. Din prima zi am chemat la încetarea luptelor. Totodată, Moldova a accentuat statutul său de neutralitate și neimplicarea militară în conflict. Ne-am concentrat, în schimb, pe contribuția la rezolvarea crizei umanitare generate de acest război. Înainte de toate, pe gestionarea fluxului de refugiați din Ucraina. Constat cu recunoștință că cetățenii Republicii Moldova s-au mobilizat exemplar pentru a întinde o mână de ajutor vecinilor noștri, care se confruntă cu tragedia războiului. Angajații statului, polițiști de frontieră, vameși, carabineri, asistenți sociali, medici, salvatori, reprezentanții autorităților publice centrale și locale, diplomați, lucrează zi de zi în regim prelungit pentru a oferi sprijin oamenilor care își găsesc adăpost în Republica Moldova. În același timp, mii de cetățeni din toate regiunile Moldovei întâmpină refugiații la frontieră și le oferă hrană, transport sau cazare. Peste 3.000 de persoane s-au înscris în calitate de voluntari pentru a oferi ajutor celor veniți. Mulțumesc cetățenilor noștri pentru acest exemplu de solidaritate fără precedent. Din momentul începerii acțiunilor militare în Ucraina, în Republica Moldova, s-au refugiat peste 112.000 de oameni din țara vecină, iar aproape jumătate din ei sunt aici, printre noi. Gestionarea unui flux în creștere de refugiați cu diferite necesități cere un efort semnificativ de coordonare, dar și resurse importante. Implicarea în acest proces pune presiune pe resursele limitate ale țării, pe economia și finanțele noastre, dar și pe sistemul de asigurare a ordinii publice și pe cel de sănătate. În acest moment, Republica Moldova este la limita capacității și are nevoie de sprijin imediat din partea comunității internaționale. Vreau să mulțumesc statelor și organizațiilor care deja s-au oferit să susțină eforturile noastre umanitare. Până în acest moment am primit semnale de sprijin din partea Uniunii Europene, Austriei, Finlandei, Franței, Greciei, Lituaniei, Olandei și Turciei. Unele state s-au oferit să doneze bani, altele echipamente și ajutoare. Ne sprijină și organizații internaționale, de exemplu, Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiați. Suntem recunoscători pentru aceste contribuții. Ele vor fi redirecționate spre finanțarea eforturilor noastre umanitare, ca să putem fi alături de mai mulți refugiați care au nevoie de susținerea noastră. Moldova va oferi adăpost tuturor oamenilor care au nevoie de el.
În aceste zile, cetățenii Republicii Moldova au demonstrat din nou că sunt europeni în fapte și aspirații. Suntem oameni pașnici, generoși și adaptabili, prețuim libertatea și am dovedit de multe ori angajamentul nostru pentru democrație. Ieri, în contextul incert al războiului din țara vecină, am lansat în Republica Moldova o campanie națională de promovare a păcii, pentru a încuraja o societate mai unită și a apropia ziua în care va fi oprit focul. Zeci de mii de oameni din toate domeniile s-au alăturat mesajului nostru. Războiul pune în pericol viitorul pașnic și prosper al Republicii Moldova și al altor țări din regiune. Efectele lui vor fi resimțite în toate aspectele vieții noastre, a fiecăruia dintre noi. Recuperarea economică va fi acum și mai dificilă. Noi nu vrem ca oamenii să sufere din acest motiv. În asemenea vremuri, preocuparea noastră este asigurarea viitorului Republicii Moldova. Avem obligația să facem tot ce ne stă în puteri pentru ca Moldova să rămână parte a lumii libere. Moldovenii au demonstrat de multe ori că merită o perspectivă europeană clară și un viitor în familia statelor europene. Viitorul cetățenilor noștri este în Europa și avansarea rapidă pe această cale ne va ajuta să depășim consecințele dramatice ale evoluțiilor din regiunea noastră. Susținând aspirația europeană a cetățenilor noștri, Uniunea Europeană poate demonstra în Moldova forța democrației și a libertății. În termen scurt și cu resurse relativ modeste, astfel contribuind la securitatea întregii regiuni. Suntem recunoscători partenerilor noștri europeni pentru solidaritate și ajutorul deja oferit, începând cu vara trecută, pentru recuperarea economică și susținerea reformelor în Republica Moldova. În același timp, noi avem nevoie în continuare de sprijinul ferm și susținut al Uniunii Europene pentru a ieși mai rapid și cu pierderi cât mai mici din crizele cu care țara noastră continuă să se confrunte. Criza pandemică, criza energetică și economică, iar acum și criza de securitate generată de război. Acum, mai mult ca oricând, avem nevoie de mai multă susținere și de investiții țintite și rapide pentru recuperarea economică și consolidarea rezilienței țării noastre în fața tuturor tipurilor de provocări. Stimați oaspeți, mâine veți avea posibilitatea să discutați cu refugiați din Ucraina, care au găsit adăpost la noi în țară. Veți vedea tragedia și suferința acestor oameni. Atât timp cât ei nu sunt în siguranță, nimeni în Europa nu poate fi pe deplin în siguranță. Stimate domnule înalt reprezentant pentru politică externă, stimate domnule comisar, trăim într-o lume interdependentă în care evenimentele care au loc într-o parte a lumii produc reverberații în toate celelalte părți. Depindem unii de alții, de aceea trebuie să acționăm împreună, concertat și complementar, pentru a readuce pacea și stabilitatea în regiunea noastră și pe continent și pentru a oferi oamenilor de aici oportunități pentru recuperare și prosperitate. Cuvinte se oferă Excelenței sale, domnul Josep Borrell. Vă rog. Doamnă președinte, aceasta este prima mea vizită în Republica Moldova. Mulțumesc. Da, mulțumesc că mi-ați pornit microfonul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aceasta este prima mea vizită în Republica Moldova.
în calitatea de înalt reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate și sunt foarte fericit să fiu astăzi aici împreună cu prietenul meu, domnul comisar Varhelyi. Eu categoric sper că această vizită aș fi sperat că această vizită să se fi produs în niște circunstanțe mai puțin dificile. Astăzi circunstanțele sunt dificile, cunoaștem foarte bine din ce motiv, fiind la frontiera unde există cea mai mare amenințare pentru pace și stabilitate, practic din timpurile celui de-al doilea război mondial. Iar autoritățile Moldave, la fel ca și cetățenii Republicii Moldova, au demonstrat generozitate oferind acest sprijin imediat refugiaților care au venit din Ucraina. Indiferent de fapt că erau ucraineni sau poate naționali și din țările terțe, vreau să profit de acest prilej pentru a mai sublinea încă o dată, în baza valorilor Uniunii Europene, toți oamenii merită un tratament egal, fără nici un fel de discriminare care ar putea cumva să afecteze pe unei dintre refugiați în baza oricăror criterii, că ar fi criterii naționale, etnice sau de altă natură. Toată lumea merită un tratament egal. Și trebuie să recunosc că în ultima săptămână Moldova a oferit aceste treceri sigure pentru peste 100.000 de refugiați care încearcă să fugă de războiul din Ucraina. A oferit refugiu pentru mai bine de 20.000 de copii care au fugit de bombardamentele din Ucraina. Eu vreau să-mi exprim gratitudinea cea mai sinceră, la fel ca și aprecierea cea mai sinceră în adresa dumneavoastră, doamnă președinte, în adresa țării dumneavoastră, pentru eforturile și solidaritatea demonstrată cu cetățenii ucrainei. Și noi, din partea noastră, vă vom sprijini unde va fi posibil în aceste eforturi, deoarece ne dăm seama că aceste eforturi reprezintă o povară grea pentru cetățenii dumneavoastră. Astăzi, problema nu este doar Donbasul sau Ucraina. Care este miza? Miza este stabilitatea în Europa și în orice parte a planetei. Puteți să fiți siguri și, de fapt, acesta este motivul pentru care astăzi ne aflăm aici. Am venit să ne exprimăm sprijinul și solidaritatea pentru Republica Moldova în situația curentă. Și acest lucru ține de toate domeniile, și cel umanitar, și criza energetică. Vom oferi asistență microfinanciară pentru a asigura toate aceste aspecte. Dați-mi voie să vă asigur că toate aceste aspecte vor funcționa împreună. În ceea ce privește electricitatea, acum analizăm posibilitatea de sincronizare a rețelei electrice dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și sperăm să avem o soluție rapidă în acest sens. Mai multe state membre deja au garantat anumite ajutoare umanitare, unele dintre ele deja au ajuns aici, iar domnul comisar Varhelyi, care este responsabil pentru vicinătate și extindere, va adăugi mai multe la acest capitol. Dați-mi voie să mă concentrez pe sarcina mea de bază, și anume domeniul afacerilor externe și apărare, securitate, în special atunci când ne referim la consolidarea rezilienței Republicii Moldova. La sigur, vom sprijini Moldova în consolidarea securității și rezilienței sale cibernetice. Noi am venit și avem aici deja experți care identifică nevoile, necesitățile și anumite măsuri concrete de sprijin în acest domeniu. În al doilea rând, noi vom folosi facilitatea pentru pace a Uniunii Europene pentru a oferi echipamente medicale, sprijin medical în cazul în care va exista și o criză de incidență, de urgență. Noi vom discuta în continuare detalii care țin de logistică și asistență. Al treilea aspect, și cred că este foarte important să subliniem acest lucru, modul în care contracarăm dezinformarea. Dezinformarea a devenit un viciu care este foarte răspândit și este o componentă foarte importantă a ceea ce se întâmplă actualmente în Ucraina. Noi suntem pregătiți să sprijinim Republica
Republica Moldova în eforturile de a oferi cetățenilor săi informația corectă, informația actualizată, deoarece accesul la informație este un drept foarte important al tuturor cetățenilor. Noi ne vom angaja plenar în această luptă împotriva dezinformării. Evident, vom discuta și aspecte ce țin de rezolvarea referendumului transnistrean. Noi în Uniunea Europeană continuăm să sprijinim rezolvarea pașnică a acestui conflict pentru asigurarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova în cadrul frontierilor recunoscute internațional cu un statut special pentru Transnistria, și noi am căzut de acord să avem un dialog la nivel înalt, un dialog pe securitate care se va întâmpla în câteva săptămâni din acest moment. Dați-mi voie să subliniez că noi sprijinim dreptul Republicii Moldova de a-și alege cursul politic externe și noi de asemenea credem că Moldova aparține de familia europeană. Noi vom continua să cooperăm foarte intens în baza acordului de asociere. Domnul comisar Helle va oferi mai multe detalii și la acest capitol, modul în care evoluează acest acord de asociere. Noi ne reafirmăm încă o dată angajamentul puternic pentru parteneratul nostru. Totul în ce credem noi, totul ce ține de viața noastră, principii, standarde, cu adevărat sunt puse acum sub provocare și noi dorim încă o dată să mulțumim Republicii Moldova pentru faptul că a sprijinit rezoluția Adunării Generale a ONU pentru Ucraina, toată comunitatea internațională și unit eforturile pentru aceste aspecte. Vă mulțumesc încă o dată, doamnă președinte, pentru sprijinul dumneavoastră, pentru oferit oamenilor care încearcă să fugă de război și vă mai asigur încă o dată de tot sprijinul nostru puternic care va fi oferit Republicii Moldova din toate punctele de vedere, din toate perspectivele și în baza acordului de asociere și în baza sprijinului pe care îl oferim pentru a vă ocupa de refugiații care au ajuns în țara noastră și mizăm pe un parteneriat puternic în continuare. Mulțumesc, doamna președintă. Domnului comisar Oliver Varhede, vă rog. Stimată doamnă președintă, domnilor și doamnelor, este o onoare pentru mine să mă aflu aici și eu mi-aș fi dorit să fi fost aici în alte circunstanțe, însă oricum suntem astăzi alături de dumneavoastră și cred că acesta este cel mai important aspect, din motiv că Republica Moldova poate continua să mizeze pe sprijinul Uniunii Europene. Acesta este un mesaj foarte puternic pe care l-am adus împreună cu un altul reprezentant și vicepreședintele Comisiei Europene. Invazia Rusiei în Ucraina, din păcate, a afectat și Europa. În aceste ore întunecate, în aceste timpuri întunecate, cu adevărat vrem să ajutăm Ucraina și vecinii. Din acest motiv, Moldova rămâne în atenția noastră și merită tot sprijinul nostru. Noi suntem foarte impresionați de munca pe care a reușit să o realizeze Republica Moldova. Suntem impresionați de reacția, de răspunsul pe care l-ați oferit la aceste evoluții fără precedent în vecinătatea dumneavoastră. Cetățenii Republicii Moldova au primit refugiații, au deschis casele lor pentru acei ucraineni care au fost nevoiți să fugă din țara de baștină. Autoritățile moldave, din partea lor, au demonstrat nu doar deschidere pentru a ajuta, dar de asemenea o reziliență puternică, niște eforturi concertate care au permis să gestioneze această sarcină atât de dificilă și să gestioneze această situație generalmente atât de dificilă. Vreau încă o dată să subliniez acest aspect. Noi ne aflăm aici pentru a vă ajuta în această provocare pe care o aveți în față. În primul rând, noi o să oferim suplimentar 15 milioane de euro pentru guvernul dumneavoastră pentru a ajuta la gestionarea crizei imediate. Și acesta este doar primul pas pe care ne-l propunem. Noi vom continua să depunem orice efort pentru a sprijini
munca eroică pe care o desfășurați dumneavoastră și să vă ajutăm să găzduiți acești oameni care au fost nevoiți să fugă de război. Misiunea de asistență la frontiera Uniunii Europene a fost realocată la Chișinău și acum oferă suport direct la punctele de trecere a frontierei, ajutând să primiți acești oameni, să-i înregistrați și o să rămână în continuare aici alături de noastră pentru a vă ajuta în munca dumneavoastră. Noi sperăm că cu aceste eforturi comune va fi mai simplu pentru dumneavoastră să primiți și să găzduiți acești oameni. Noi de asemenea vom spori și asistența noastră umanitară. Numai am anunțat de curând cele 5 milioane de euro suplimentare care vor fi dedicate Republicii Moldova pentru a ușura criza refugiaților și pentru a oferi ajutor imediat umanitar. În cadrul mecanismului de protecție civilă veți avea în zilele următoare vizita unui nou comisar care va explica mai detaliat în ce mod aceste eforturi pot să fie implementate cât mai rapid. Sunt sigur că va veni încoace cu un plan foarte clar privitor la măsurile de implementare. În al treilea rând, asistența noastră evident depășește și nevoile imediate. Noi suntem conștienți de criza energetică acută de care vă ciocniți. Noi deja am oferit 60 de milioane de euro sub formă de asistență directă pentru clienții, pentru cetățenii cei mai vulnerabili, dar vom veni cu asistență suplimentară. Ne așteptăm ca 20% din această sumă suplimentară să reprezinte granturi. Și în al patrulea rând, noi continuăm să implementăm planurile pe termen lung, planul de recuperare economică pentru Republica Moldova, care este elaborat la nivelul de 600 milioane euro, deja aduce rezultate tangibile în teren pentru cetățeni, însă trebuie să continuăm să implementăm aceste măsuri și vom începe implementarea unui plan de investiții și recuperare pentru parteneratul este unde ne așteptăm să mobilizăm circa 3,4 miliarde euro sub formă de investiții, contribuție pentru a genera mai multe locuri de muncă pentru Republica Moldova. Evident, trăim niște timpuri provocatoare. Noi, în continuare, trăim criza COVID. Noi ne ciocnim de dificultăți în domeniul energetic și avem și un război major exact la ușa noastră. Din acest motiv, considerăm că contribuția noastră pentru recuperarea economică și socială a Republicii Moldova va reprezenta un aspect cheie. Doamnă președinte, suntem aici pentru a vă ajuta și pentru a contribui la aceste măsuri. Vă mulțumim mult! Câte două întrebări pentru fiecare dintre vorbitori. Vă rog foarte mult, stimați colegi, să fiți conciși la obiect. Vă rog. Oksana Bodnar, Republica TV. Întrebarea mea este, de fapt, pentru ambii domnii oficiali europeni și pentru doamna președinte Maia Sandu. Cum situația din Ucraina va influența sau chiar va grăbi integrarea europeană a Republicii Moldova? Dacă acum se impun condiții ca și Moldova să depună cererea de aderare și ce posibilități sunt ca această cerere eventual să fie aprobată deodată cu cererea Ucrainei? Și dacă va fi semnată această cerere, care este soarta Republicii Moldova? Mersi. Noi întotdeauna am vorbit foarte clar despre aspirațiile noastre europene, despre intenția noastră de a ajunge parte a familiei europene. Și în aceste condiții dramatice, aceste aspirații ale noastre sunt și mai justificate, pentru că Uniunea Europeană înseamnă siguranță, Uniunea Europeană înseamnă securitate pentru cetățeni și bineînțeles că noi o să mergem mai departe pe această cale și o să facem tot ce depinde de noi, de autoritățile Republicii Moldova, pentru ca să avansăm pe calea integrării europene. Vă rog să răspundeți și domnul Ciali. Cred că este suficient. Mai departe, următorul. Vasile Lucianu, Jurnal TV. Doamna Sandu, întrebarea mea este pentru dumneavoastră, dar și pentru domnul Borel. Aș vrea să ne spuneți exact care sunt riscurile de securitate pentru Republica Moldova, inclusiv în contextul declarației pe care a făcut-o luni domnul Borel, și anume că Moldova este una dintre țările în care
presiunea rusă ar putea crește în zilele următoare. De asemenea, domnul Borrell s-a referit la Georgia și Balcanii de Vest. Care sunt măsurile pe care le iau autoritățile de la Chișinău și cele de la Bruxelles în cazul unei escaladări? Riscurile de securitate pentru țara noastră sunt mari. Am vorbit despre asta, de situația în care auzim de aici, de la Chișinău, răsunetul bombelor în țara vecină. Este clar că e o situație extrem de complicată. În același timp, așa cum am mai spus, nu există premise la moment pentru ca să credem că această acțiune militară, că acest război să ajungă pe teritoriul Republicii Moldova. Iar autoritățile fac tot ce se poate face pentru ca să asigure securitatea și pacea în continuare pe teritoriul Republicii Moldova. Mulțumesc. Domnule Borrell, nu? Terezlit? Da, deci pot doar să adaug la ceea ce a zis doamna președinte. Este evident că vă aflați din punct de vedere geografic, cu adevărat vă aflați în centrul acestor acțiuni militare. Dumneavoastră vă ciocniți de fluxurile de refugiați, cum a zis doamna președinte, aici puteți să auziți, dacă nu, să vedeți practic războiul, să auziți exploziile bombelor, să vedeți poate să vedeți chiar luminele de la aceste explozii, deci, cu adevărat, acest lucru reprezintă o sursă de îngrijorare pentru toți, deoarece o instabilitate la frontieră întotdeauna poate crea probleme, dar, cum a zis și doamna președinte, deocamdată nu credem că există un risc pentru ca războiul în sine să se extindă și asupra teritoriului dumneavoastră, dar în afară de acest război, evident, întotdeauna mai există motive pentru a fi îngrijorat și am vorbit despre dezinformare, da, cu adevărat am făcut referință la Georgia, la Balcanii de Vest, am putea să menționez și alte locații unde avem cu adevărat îngrijorări privitor la stabilitatea politică și privitor la ceea ce s-ar putea întâmpla în viitor. Dar actualmente, cum am zis, cel mai mult această îngrijorare este legată de influxul de refugiați, de stabilitatea la frontiere, deci întrebări care nu țin de acțiuni militare. Da. Întrebarea mea este legată de sancțiuni. Liliana Barbaru și Radio Europa Liberă. Domnule Borrell, Chișinăul a decis să nu se alăture deocamdată sancțiunilor europene. Aș vrea să vă întreb dacă v-ați așteptat la o altă decizie din partea Chișinăului, mai ales că Ucraina și-a rechemat ambasadorii din Kârgâzstan și Georgia pentru decizii similare. Noi totalmente respectăm deciziile adoptate de Republica Moldova. Republica Moldova este o țară independentă, suverană, și are propria politică externă și noi totalmente respectăm deciziile luate în acest sens. Atunci, de ce totuși această decizie? Așa cum am spus de mai multe ori, Republica Moldova condamnă cu fermitate agresiunile militare ale Federației Ruse împotriva Ucrainei. Republica Moldova acționează acolo unde poate și unde are cel mai mare impact. Republica Moldova, așa cum am menționat mai devreme, a primit până astăzi peste 100.000 de oameni. Jumătate din ei sunt în Republica Moldova la moment. Încercați să raportați aceste cifre la numărul total al populației ca să înțelegeți care este efortul acestei țări, nu mă refer doar la autorități, pentru a ajuta. Și eu cred că așa noi putem să ajutăm cel mai mult Ucraina și așa vom face în continuare. David, please. Thank you. David Hersenhorn with Politico. Da, stimat domn, înalt reprezentant, dumneavoastră ați spus astăzi că toată securitatea europeană se află sub risc și ați menționat de mai multe ori că Uniunea Europeană trebuie să învețe să vorbească limba dură. Am vrut să întreb în ce măsură dumneavoastră veți... Allies and Madam President,
Alianța NATO și care este reacția dumneavoastră, doamnă președinte, la faptul că marele puteri ale Europei au refuzat să pună în vigoare așa numita putere hard, deci putere dură. A non-fly zone. Da, din păcate, ați făcut referință la niște chestii care absolut sunt în afara puterii mele decizionale. Da, dar ați putea să confirmați acest lucru. Nu, cum am zis, această decizie aparține de cu totul altă sferă decizională decât a mea. Eforturile pe care le fac partenerii noștri europeni, în special, sunt eforturi importante și am văzut decizii serioase în ultimele zile. Din păcate, aceste decizii nu au fost în măsura în care să determine încetarea războiului și încetarea focului. Noi am chemat și chemăm în continuare pentru restabilirea păcii și respectiv facem tot ce putem noi, din partea noastră, pentru ca să ușurăm situația oamenilor afectați de război. Da, Daniela. Daniela Andreev, ProTV. O întrebare atât către dumneavoastră, doamna Sandu, cât și către domnul Borel și domnul Varhelyi. Totuși am vrea un răspuns mai concret, referitor la o eventuală cerere de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană în contextul crizei în care se află regiunea. Și către domnii oficiali, cum vedeți dumneavoastră situația? Cu ce ajută Ucraina faptul că a obținut statut de candidat sau membru asociat al UE? Și cu ce anume poate Uniunea Europeană mai mult să facă pentru Ucraina, dat fiind noul statut? Republica Moldova va depune cerere de aderare la Uniunea Europeană. Despre când și cum vom face acest lucru, o să vă informăm neapărat. Ultima întrebare, vă rog, Svetlana. Svetlana Gore, TVR Moldova. Am o întrebare pentru domnul Varhelyi, dacă îmi permiteți. Credeți că în prezent Republica Moldova întrunește toate condițiile pentru a depune cererea de aderare la Uniunea Europeană, chiar și în mod de urgență, așa cum este și în cazul Ucrainei? Mulțumesc. Din câte cunoașteți dumneavoastră, Uniunea Europeană este o organizație deschisă. Organizație deschisă pentru oricine și pentru orice țară europeană care își dorește să se alăture. Și evident există niște reguli și niște condiții foarte clare care spun cum anume o țară poate deveni membru a Uniunii Europene. În acest proces primul pas este de a depune cererea pentru calitatea de membru și evident aceasta este o decizie suverană a fiecărei țări europene, a fiecărui stat să depună sau să nu depună așa o cerere. Condițiile pentru calitatea de membru și regulile sunt foarte clare, ele se regăsesc în tratatele noastre, în legile noastre, criteriile de la Copenhaga, le cunoașteți. Deci, în ultimă instanță, este decizia suverană a Republicii Moldova de a depune sau nu o așa cerere și în cazul în care să o depune, să decide când anume să o facă. Și în momentul când această cerere va fi prezentată, Uniunea Europeană va începe să o analizeze, să o considere. Mulțumim! O seară bună!